Salutare! Cum vă merge? Vă întreb asta astăzi de la prima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă în anul 2024. Dacă vă aduceți aminte, în toamnă am avut o emisiune despre drumul spre performanță, al cărei protagonist a fost Octavian Ciovică, campionul național. Astăzi, la invitația lui, recunosc, am venit să văd ce înseamnă performanță și ce stă în spatele ei. Pentru că, cred că știți cu toții, motorsportul este de obicei o muncă de echipă. Avem cel care este în față, pilotul, campionul, dar avem și cei care muncesc ca aceste lucruri să se întâmple, performanța să fie realizabilă. Așa că astăzi îi voi deranja, sau nu, cu întrebarea cum vă merge, pe cei care stau, cum am zis, în spate, care nu se văd de obicei, mecanicii în speță. Haideți să vedeți și voi cum este o zi la curse, mai ales în partea de servisare, în partea de mecanică. Haideți! Mașini fabuloase, exemplare istorice, turisme, prototipuri îndrăznețe, toate la oaltă strânse în Valea Cetății n-ar fi rămas decât niște tăcute minuni ale tehnicii dacă nu ar fi cei care să dea liber glasului ascuns în măruntaiele lor în căutarea trasei perfecte în această fascinant de teribilă goană pe o coastă de munte. Într-o lume în care încă miroase a benzină arsă și vuiește a tone de decibeli, secundele înseamnă enorm, ba chiar zecimile de secundă sau sutimile pot face diferența între a fi sau nu regele dealului. Experimentul de anul trecut al Federației de Automobilism Sportiv de a împărți această competiție în două mari campionate, unul clasic cu diferitele sale subgrupe și unul pentru cei mai buni dintre cei buni, numit Trofeul Masters, continuă și a produs deja efecte, participanții alegând o întrecere sau alta. Cum nu mi-am propus să fac o clasică cronică a etapei, am stat mai mult prin parcul de servis, căutând ingredientele chimiei dintre pilot și echipa sa, argumentele performanței, campionul Octavian Ciovică și al său prototip SR8, ghidând parcursul celor două zile. Am făcut o primă urcare de recunoaștere pentru a ne adapta cu traseul, cu condițiile de asfalt, cu gumele, cu amorțeala de după extra sezon. Cred că am avut un parcurs foarte bun pe prima urcare. Așteptăm timpii, pentru că timpii se afișează la prima urcare după ce pleacă primul în a doua manșă de recunoaștere. Avem 5 urcări, 3 urcări de recunoaștere plus 2 urcări de calificare. Cel mai bun timp pleacă ultimul în ziua de duminică. Din punctul meu de vedere, mașina stă foarte bine. Avem un upgrade de combustibil, un upgrade de motor și un upgrade de greutate. Practic am venit cu greutatea mai jos și eu și mașina. O prima verificare, totul este conform la ceea ce am lucrat pentru a îmbunătăți peste iarnă. Principala modificare, să spun așa, dar de fapt a fost o ajustare, a fost electronica mașinii în concordanță cu noua specificație. Noua specificație însemnând? Noua specificație a motorului. După care, bineînțeles, au fost lucrurile impuse de regulament și de normele de securitate, și anume înlocuirea rezervorului de combustibil, care implicit a dus și la o scădere de greutate. Mai târziu vom începe să lucrăm pe suspensie, pentru că se încălzește, vom folosi anvelope noi și trebuie să ne jucăm puțin, pentru că astăzi e ziua în care putem să facem modificări. Mâine nu mai e cazul să facem modificări, pentru că mâine este ziua cea mare, ziua concursului. Evident că faci acest lucru împreună cu echipa ta de mecanici. Nu sunt singur. Niște oameni foarte profesioniști, foarte ageri, foarte exigenți în ceea ce mă privește. Tu, indiferent cât de tare sau încet mergi, schimbarea de treaptă se face cu pedala la fund. Am înțeles. Okay. Punct. Uite, aici ești mai bine. Vezi? Motorsportul pare extraordinar de frumos pe exterior, dar în spate este foarte, foarte multă muncă, organizare, disciplină, pregătire și fizică și mentală și tehnică. Deci sunt multe, multe lucruri care trebuie să aliniate și puse să funcționeze ca un tot. Pilotul cu mecanicii trebuie să facă echipă, pentru că altfel nu poți. Adică inginerul și mecanicul trebuie să înțeleagă ceea ce îi transmite pilotul la fel să poată să transmită, să
poate să-l facă să înțeleagă pe inginer ce anume se întâmplă cu mașina. Deci trebuie să aibă pilotul un fund foarte bun, pentru că în fund simți totul. E foarte important să ai know-how și să asculți de ceea ce îți spun mecanicii și până la urmă el îți spune, îți dă soluția pentru problema ta, că tu de fapt trebuie să rezolvi o problemă. Să simți confortabil cu mașina, îi descrii mașina, se înscrie, nu se înscrie în viraje, poți să dezvolți viteză, nu cu ea, adică sunt lucruri ca o ecuație la matematică, e simplu. Octavian, ascultă de voi. Ascultă. Da. Altfel nu ajungem aici. Obiectivul nostru principal este rezultatul lui. Noi nu ne vedem pentru că se văd doar mașinile. Doar că mașinile este rezultatul muncii noastre. Munca noastră, în special la atelier, este aceea de a pregăti foarte, foarte bine mașina cu focusul și cu obiectivul de a nu avea niciun fel de problemă la locul evenimentului. În acest fel se diferențiază un mecanic și anume el se gândește ce urmează ca să poată să prevină eventuale defecte. Pare, să zic așa, ciudat pentru un mecanic obișnuit să desfaci mașina de două ori înainte de fiecare concurs. Dar noi de ce o desfacem? Pentru a găsi sau pentru a căuta sau pentru a preveni eventuale probleme sau vicii ascunse. Este un sport de echipă. Meritul pilotului este cel mult egal cu cel al echipei. Degeaba, eu știu, este un pilot rapid sau foarte talentat, degeaba mașina are calități deosebite dacă pachetul, tot pachetul de, deci toată munca echipei nu este la înălțime. Comunicăm, ne sfătuim și avem încredere unii în ceilalți. Ai vreo clipă de liniște când ești la cursă? Doar când pleacă mașina din... De fapt, nici când pleacă mașina din parc, pentru că te gândești să ajungă unde trebuie. Eu nu am prins acele vremuri în care se pierdeau foarte multe nopți pentru copii de viteze, erau foarte mari probleme pe ele, chiar și motoare, dar bine, dacă era de motor, atunci o urcai pe remorcă. Dar pentru cutia de viteze, ambreaje, cu ambreaje le-am prins și eu foarte multe, mai ales la omul. Este una dintre cele mai importante relații pe care ar trebui să le ai, nu doar cu copilotul, cât și cu mecanicii. Până la urmă, mecanicii știu cel mai bine mașina la modul de chichițe, de șuruburi și așa, și tu poți să fii un pilot mai bun doar cu ajutorul lor. Pentru mine este fain și foarte mișto. Sunt din 85 în domeniul ăsta al curselor. Am fost cu diversi piloți, cu George Grigorescu, cu Mazilu, cu Pițigoi, cu Leu. Și e un domeniu care îmi place. Cum sunt pasionații de fotbal, așa sunt eu pasionat de automobilism. Bucuria cea mai mare și satisfacția mea este atunci când văd că pilotul meu e acolo unde trebuie, pe podiu. Și eu înseamnă că mi-am făcut treaba și totul a decurs bine. Și sunt mulțumit, nu trebuie să mă aplaud de nimeni. Eu în sinea mea sunt mulțumit de ce am făcut. Aici nu e vorba nici de bani, e vorba trebuie să ai în sânge inclinația pentru sportul ăsta și să te hrănești cu rezultatele pilotului tău, dar totodată și ale tele, pentru că îți depui tot interesul ca totul să fie perfect și el să poată să facă performanță. La finalul primei zile, un final bun, pentru că am obținut cel mai bun timp, 1.55. Mi-am bătut recordul din sezonul trecut cu o secundă, ceea ce pe mine nu poate decât să mă bucure. Am înțeles ce n-a funcționat cum trebuie astăzi, ce trebuie să îmbunătățim pentru mâine și atunci vom face modificările chiar acum, la finalul zilei, când se va face și revizia mașinii. Și mâine va fi bine. Deci mecanicii muncesc în continuare. Mecanicii nu se opresc niciodată, pentru că acum, la finalul zilei, mașina va fi inspectată din cap în coadă, șurub cu șurub, piesă cu piesă, pentru ca să nu avem vreo surpriză mâine, când este ziua cea mare, ziua concursului.
O nouă zi, cu pregătirea startului în cele două manșe de concurs pentru piloți și mecanici, pentru mine cu aceleași întrebări. Cine și ce stă în spatele performanței? Tot ce se întâmplă în spate face diferența. Începând ca și mecanica, partea de pregătire fizică și psihică contează foarte, foarte mult în ceea ce face Octavian Ciovică. Vorba de un pic de biomecanică și de partea asta de reflexe. În primul rând psihicul și după aia este fizicul. Psihic, da, trebuie să-l duci acolo la nivelul în care trebuie să ajungă. Acolo trebuie să lucrezi cu el, să-i dai totdeauna încredere în el, posibilitatea de a merge mai departe și mai departe și mai departe. Oricât de bine ai fi pregătit din punctul tău de vedere, nefăcând niciun fel de antrenament, este, părerea mea, este egal cu zero. El, de exemplu, cu ce a avut cel mai mult de luptat pentru a ajunge la actualul nivel de performanță? Două puncte, greutatea și baza musculară. Deci a plecat de la 99 de kg și are 81 de kg, da? Și baza musculară e foarte importantă, special pentru ceea ce îi trebuie lui. Adică nu construim bodybuilder sau el nu merge la competiție culturist. Avem diferite exerciții, sisteme de antrenament care nu au voie să lipsească. Nu te oprești, gata, sunt bine. E vorba de ani de zile. Antrenamentul durează o oră, oră jumate, două ore după caz. Dar e vorba de ani și de 6 antrenamente pe săptămână. L-am patinat ambreazul? Ai stat un pic lung cu el. Cu tot drumul direct? Da. Un start bun e foarte important în competiția în care el concurează, pentru că orice detaliu, cât de mic pare, este foarte important la finalul acestui traseu foarte scurt. Din traseu scurt, orice lucru contează. Aici, cât de bine este executat, depinde de mai mulți factori. Depinde, în primul rând, de echiparea mașinii, nu neapărat a lui, în general vorbind, depinde de echiparea mașinii, de sistemele cu care este echipată mașina și depinde, în cea mai mare măsură, de simțul sau feeling-ul pilotului, pentru că el e cel care lucrează cu sistemul de cuplat-decuplat al propulsiei. Teoretic, să zicem, all in all, orice mașină are accelerație, ambreiaj și frână. Da, categoric, așa este. La el este totul basic, adică tot ceea ce ar fi trebuit să controleze un sistem electronic sau ceva, la el nu există. Și atunci, sarcina este în totalitate a lui, în feeling-ul și în cunoașterea lui a mașinii. Adică nu are un ambreiaj asistat, da, sau hidraulic, sau... Nu are un ambreiaj asistat, nu are un sistem de control al durației motorului pentru anumit segment de timp. Pentru a limita sau a... Exact, nu are chestia asta. El e singurul care face lucrul. Și atunci, tot timpul trebuie să fii atent la ce... La ce trebuie să țină cont pentru a putea pune în practică un start cât mai eficient. Sunt serios în ceea ce fac, pentru că doar așa vin rezultatele, prin foarte multă muncă, perseverență și disciplină. Oamenii au impresia că performanțele țin doar de partea de stare fizică, partea de performanță pe partea de pilotaj, dar pe lângă asta e important să ai o performanță bună și la nivel de imagine. Pentru că prinzi încredere, partea de atracție de sponsor e foarte importantă și nu numai, că nu vorbim doar de bani, ci de încredere. Vorbim de a strânge o comunitate în jurul tău, pentru că până la urmă este un sport care încurajează mult mai multe elemente decât viteza și condusul. Și atunci imaginea e foarte importantă, dincolo de ce se vede într-un videoclip de un minut, sunt foarte multe elemente de muncă, foarte multe elemente care sunt importante și noi încercăm să le pregătim, încercăm să construim un spirit mai familiar pentru toată lumea și toată lumea să înțeleagă ce se întâmplă dincolo de volan. În primul rând, pe lângă pilot, este o echipă tehnică mare în spate. Avem un om care se ocupă dedicat de mașină, de setările mașinii. Facem o strategie cum pilotez eu și ce anvelope trebuie să pun. Avem o strategie. De obicei și în cazul meu la fel, un pilot cu experiență foarte mare, un campion de ralie, un campion de circuit, care se ocupă de gestionarea proiectului în spate și de mine. Iar pe lângă avem membrii echipei care fiecare este
avem un task, avem om la media, avem om care se ocupă de logistică, avem om care se ocupă de invitați, adică avem un om pentru fiecare lucru în parte, pentru că este imposibil pentru mine, pentru asemenea proiect și asemenea setup, să pot să fac singur. Noi aici trebuie să fim ca o familie când suntem la curse, noi suntem niște prieteni care am venit să petrecem un weekend împreună. Asta este atmosfera într-un serviciu de curse. Ar putea oricine să facă față solicitorilor care sunt în această zonă? Nu. Stăm prost cu colegii sau cu cei care vin din spate, care sunt mai mici. Aici nu e numai de mecanică, aici e și de logică. În 20 de ani mai este un singur coleg care lucrează de 4 ani. În rest, toți vin și pleacă. Adică mai devreme sau mai târziu, ori ei își dau seama, ori noi ne dăm seama că nu sunt făcuți pentru așa ceva și te lupți sau încerci să înveți, dar nu. Este greu acum, la vârsta mea, la 40 de ani, să-ți vină în echipă un mecanic de 40 de ani care el a lucrat numai în servis și să înceapă să aibă pe lună 3-4 deplasări în fiecare weekend, de joi până duminică. Păi, soția lui o să bage divorț. De bază și cel mai indicat să vină tineri. Contează să vezi că toată munca care o faci tu în decurs de 2 săptămâni, de 3 săptămâni, ajunge aici și mașina ți-a terminat raliul. Nu contează că ai ieșit pe 20. Contează că nu i-a sărit roata, că ai strâns roata, lucru cel mai banal. Să se slăbească roata sau să rămâi fără benzin. Satisfacție? Câți campioni ai scos? E total altceva față de partea de stradă. Lucrurile diferă foarte mult. Aici sunt alte solicitări, alte forțe, altă atenție. Deci e total altceva față de ceea ce făceam altă dată. E frumos, lumea e frumoasă și nu aș renunța niciodată. A fi mecanic de curse e tot una cu a fi mecanic în general? Eu nu cred. Pot fi acuzat de subiectivism, pentru că fac lucrul ăsta de 20 de ani. În viziunea mea, mecanica este aceeași, la bază. Diferența mare se face în modul de a aplica aceste teorii. Principala și principala calitate a unui mecanic de motorsport ar trebui să fie disciplină. Disciplina duce la siguranță. Contează lucrul ăsta, nu? Categoric. Contează aproape cel mai mult. Pentru că altfel noi nu am putea acționa fără informația din interior. Exact. Informația din interior nu de pilotul. Și anume, în funcție de comportamentul mașinii pe care doar el îl poate simți, el ne dă acea informație de comportament al mașinii, noi o putem analiza și putem acționa în consecință. Satisfacția faptului că acea mașină a ajuns pe un podium este mai mare. Noi la fiecare etapă avem un deadline. Din acest motiv, noi suntem sub presiune. De ce? Pentru că trebuie să știm sigur că am terminat mașina, în condiții bune, să ne prezentăm la concurs. Concursul nu ne așteaptă pe noi. Noi trebuie să așteptăm concurs. În timpul concursului există zone în care simți că e presiunea foarte mare? Au fost momente de genul ăsta. Da. Există. Sunt inevitabile. Care au fost cele mai grele momente din punctul vostru de vedere? Hai să zicem alături de Octavian de când sunteți. Au fost momente în care mașina nu a funcționat și noi a trebuit să zic așa, în ghilimele, să inventăm lucruri sau să găsim soluții pentru a putea să o repunem în funcțiune, chiar și dacă am făcut anumite compromisuri. Că până la urmă totul e degeaba dacă nu ai și un fel de satisfacție morală. Nu trebuie să te uiți doar în zona economică sau în zona nu câștig acolo, mă duc, cât nu câștig, nu mai mă duc. Pilotul oarecum își dă viața pe mâna ta. Tu ai o responsabilitate foarte mare și asta implică foarte mare atenție, rapiditate, pentru că aici noi lucrăm cu sub presiunea timpului. Dar toate adunate așa te hrănesc.
El este liniștit, el poate să se gândească la cursă, poate să gândească la ce trebuie să facă. Restul tehnic, eu sunt acolo ca să-i asigur tot ce trebuie. Au fost momente în care a venit să renunțe? Îți dai seama că au fost momente destul de multe în carieră care, într-adevăr, zici, bă, pentru ce fac treaba asta? Dar cum e microbistul să duce și îl plouă pe stadion, așa sunt și eu aici. Viața unui mecanic este destul de agitată. Chestia este că vii la cursă, tu n-ai un program. Dom'le, la ora 7 ne ducem, ne spălăm, ne culcăm. Dacă intervin anumite probleme, trebuie să muncești toată noaptea, de exemplu, dai cutie jos, repari, pentru că a doua zi trebuie să ia startul. Și atunci este, cum să spun, ai și zile bune, dar ai și zile rele, unde trebuie să muncești la greu. Dar în principiu, cine e pasionat, îi place, că n-are ce face. Mai vin pasionați din urmă, tineri? Nu știu ce să zic, dar nu prea văd așa chiar din suflet să trăiască treaba asta. Pentru că s-au perindat tot felul de tineri pe aici, pe la noi, și le place doar fațada motorsportului, mașini frumoase, atmosferă, dar vis-a-vis de asta e multă muncă și trebuie să fii foarte serios și trebuie să răspunzi pentru ceea ce faci, să fii responsabil. Râșnov, vă mulțumesc! Brașov, sunteți alături de mine de fiecare dată, câștigăm acasă și mai avem un campionat de câștigat. Vă mulțumesc! King of the Hill. Suntem la finalul primei etape din Campionatul Național de Viteză în Coastă Masters, unde, bineînțeles, am obținut prima poziție, am dobărât propriul meu record și am obținut titlul de King of the Hill. Ne vedem la următoarea etapă, Rânca. Când o să fie? 25-26 mai. A fost perfect. Echipa a fost, bineînțeles, la cea mai mare înălțime. Cu toții au fost impecabili și rezultatul unei echipe de profesioniști nu întârzie să apară niciodată.